Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod! Astăzi o să vorbim despre un samsar care și-a cumpărat o mașină de prin Olanda și cred că a venit cu spatele din Olanda până în România, că, nu știu, în Olanda avea niște kilometri și în România are alți kilometri, probabil s-au pierdut kilometrii aia pe drum. Un profit destul de frumos la mașină, pentru că în Olanda a costat cu 1000 și ceva de euro mai puțin decât în România. Imediat o să vă arăt despre ce este vorba, dar dacă vreți să nu treceți prin situații de genul ăsta, dacă vreți să vă cumpărați o mașină sau v-ați cumpărat deja o mașină și vreți să o verificați pe Car Vertical, în descrierea acestui videoclip aveți 3 linkuri cu o reducere de 15% pentru Car Vertical, pentru a vă verifica mașina cumpărat sau mașina pe care urmează să o cumpărați. Folosiți Car Vertical și așa o să aflați kilometrii mașinii, dacă sunt real, dacă au fost dați înapoi, dacă au avut accidente sau multe, multe alte chestii. În mare parte am să ascund numele utilizatorului care vinde mașina. Bun, este vorba despre un Ford Focus din 2013 Titanium Xenon Line Assist Park Assist bla bla bla. Este vorba despre această mașină care arată foarte bine și costă 5850 de euro. 2013, da? Mașina, după cum vedeți, da, arată bine. Na, nimic de reproșat mașinii, doar celui ce vinde mașina, pentru că, na, asta se întâmplă în România. Aici putem să vedem prețul. Proprietar Ford Focus negru diesel manual 2013, an de fabricație. Țineți minte, 2013. Rulaj 182.000 de kilometri. Ok, motor de 1.6 utilizat. Aici avem dotările, nu are rost să vi le mai citesc pentru că, na, nu are rost. Și aici scrie în felul următor. Import Olanda personal pe roți. Deci mașina când a venit personal pe roți, probabil a pierdut kilometrii pe care îi avea pe drum și din 2012 s-a făcut 2013. Nu știu, se pot întâmpla multe, vă dați seama, din Olanda până în România, oricum e mult. Se oferă seria de șasiu pentru verificare istoric. Bun, mașina, dacă nu a avut serviciu autorizat în Olanda sau nu a fost înregistrată de la un proprietar la altul prin, nu știu, stația lor de, cum ar veni, ITP, OVI, nu se bagă kilometri în bazele de date și nu apare pe Car Vertical. Doar în momentul în care mașina are un accident sau are serviciu autorizat la Ford, adică te duci din 20 în 20.000 de kilometri sau din 10 în 10.000 de kilometri cu mașina la serviciu și îți înregistrează kilometri în carte și multe, multe altele. Doar în acest caz puteți să aflați dacă mașinile au kilometri dați înapoi. În fine, mașina se află într-o stare impecabilă, atât tehnic cât și optic. Da, într-adevăr, mașina arată bine, dar totuși 5850 de euro pentru 2012, nu 2013. De ce spun asta? Haideți să vă arăt de ce. Ok, aici este mașina, da? Și este așa, 64ZFR1. Da? 64ZFR1. Haideți să vedem aici pozele cu mașina. Are și niște videoclipuri, deci e aceeași mașină și ăștia e vândută de samsar pe cei prin Olanda, uite, vor dat cu silicon pe cauciuc, dar nu este nimic rău în asta. Bun, stați așa că vreau să vă arăt un detaliu foarte, uite, vedeți, 64ZFR1, numărul de export, așa sunt numerele de export. Bun. Da, mașina are toate dotările. Aici se văd kilometrii, 200, nu știu, stați așa, să vedem dacă se vede în altă poză, nu se vede în asta. Sau poate avem așa. 270.616 kilometri, plus să vii din Olanda, are vreo 272.000 de kilometri, așa, și aici are 182.000, deci oarecum o pierdut undeva la 90.000 de kilometri, aproape spre 100.000 de kilometri. Dar, na, nu e problema. În România merge, pentru că știți vorba aia, gunoiul unuia, cum moare altuia. Și după cum am spus, toate gunoaiele din Europa le avem în România. Și eu am o mașină care a fost un gunoi în Germania și acum este comoara mea. Bun, haideți să vedem aici. 4495 de euro, anul de înmatriculare 2012, nu 2013, cum spune aici. Kilometri 270.616, exact cum ați văzut în pozele în bord. În România, bineînțeles, nu mai are kilometri ăștia, dar cumva și-a pierdut din kilometri pe drum, deci din Olanda până în România. Ar fi fost mișto să pierd și eu la kilometri așa la BMW-ul meu când am venit în Olanda, de 2-3 ori cu el.
Nu, de două ori. Nu, odată am venit. Bun. Mai este încă ceva foarte tare. Deci avem aici 5.850 de euro se vinde în România și în Olanda s-a vândut cu 4.495 de euro. Păi dacă dăm aici... Eu doar... Stați așa să ne înțelegem. Aici prețul ăsta este negociabil. Eu fac pariu că a scos-o la 4.300. Dar noi o calculăm la 4.400 de euro. Așa. Nu, stați așa, facem altfel. Stați așa. Probabil și el o să negocieze și o să lase din preț 50 de euro. Și facem așa. 5.800 de euro minus... Cât e aici? 4.400, da? 4.400. Egal 1.400 de euro profit. Din ăștia 1.400 de euro, scadem drumul lui. Pe mine, cu BMW-ul meu, drumul din Olanda până acasă m-a costat în jur de 130 de euro cu tot cu roviniete. Din ăștia mai scadem 150 de euro. Minus 150 de euro. 1.250. Din ăștia 1.250 mai scadem vreo 60 de euro un bilet de avion din România până în Olanda. Așa, minus 60, egal 1190. Deci cam ăsta este profitul samsarului. Păi cum să nu-ți convină, frate, să te ocupi cu așa ceva? Cum să nu-ți vină să fraierești lumea când faci 1190 de euro? Nu 1000, frate, pui 1000 de euro profit la o mașină. Bun, cel mai interesant este altceva. Altceva. Stați așa. Am dat pe anunțurile utilizatorului și omul nu are doar o mașină. Omul are una, două, trei, patru, cinci mașini. Deci omul are 5 mașini, toate aduse din Olanda. Dacă mă pun să le caut pe site-uri în Olanda, fac pariu că pe toate le găsesc în Olanda și pe toate le găsesc cu kilometri dați înapoi. Omul nu s-a dus doar după mașină, are platformă, s-a dus după mai multe. Vă dați seama că pentru el este mult mai convenabil să-și aducă mai multe mașini. În fine, lăsăm toate astea deoparte. Are 5 mașini. Dacă la 5 mașini face profit de 1000 și ceva de euro, asta e doar estimativ, el poate să facă mult mai mult, eu doar v-am spus, v-am dat un exemplu, el face mult mai mult. El dintr-un foc la mașinile astea și-a mai cumpărat încă o mașină, el la mașinile astea face profit de 6-7, chiar 10.000, poate să ajungă la 10.000 de euro profit din tot ce vedeți voi aici, din toate anunțurile. Dar asta este. Acum știu că o să primesc mesaje de amenințări, cum am primit de la mulți, că mă dă în judecată, că vai de capul meu, că nu știu ce, că nu știu cum. Țin să menționez că atât YouTube cât și OLX sunt site-uri publice, sunt site-uri care au niște termeni și niște condiții de utilizare. Pe platforma YouTube poți să-ți exprimi orice părere și poți să te exprimi liber când vrei tu și cum vrei tu, atâta timp cât respecti niște chestii. Gen, nu am făcut public numele omului, eu doar arăt niște mașini pe care le-am găsit pe un site care este destinat public. Are destinație pentru tot publicul online. Este online și accepți niște termeni. Bun. Lăsăm asta deoparte. Trecem peste fazele cu amenințări, cu datul în judecată și cu toate astea. Pe lângă faptul că, na, dacă o să primesc amenințări de la domnul Samsar, țin să menționez că ceea ce face el este perfect ilegal. Deci să dai kilometri în România înapoi este ilegal. Gal și riști și pușcărie, dosar penal și multe altele. Așa că nu știu ce este mai grav. Că fac videoclip să feresc oamenii despre o anumită țeapă, 100.000 de kilometri dați înapoi, este ceva. Adică totuși, de ce să plătesc 5.800 de euro pe o mașină pe care Samsarul a cumpărat-o cu 4.000 și a dat și kilometri înapoi? Bă, măcar dacă cer 5.800, lasă naibii kilometri ăia acolo. Dar nu, îi dă înapoi. Deci, oricum, este ilegal ceea ce vedeți în acest videoclip. Să dai kilometri la o mașină înapoi este perfect ilegal. Ilegal. În caz de ceva, putem să facem o sesizare pe la poliție. Adică, nu cumpăr eu mașina, dar totuși, vânzătorul, el a adus-o. Dacă el a cumpărat-o și a adus-o pe roți, na, probabil nu știu cum o să dea explicații la kilometrii ăștia dați înapoi. În fine, oameni buni, mare atenție dacă cumpărați mașina asta, deci prețul ei a fost mult mai mic,
kilometrii au fost mult mai mulți. Nu este 2013, ci este 2012. În fine, eu o să mă opresc aici și după cum v-am spus, dacă vreți să vă verificați o mașină, în descrierea acestui videoclip aveți 3 link-uri cu o descriere de 15% pentru fiecare raport cumpărat pe car vertical și pe car vertical puteți să aflați dacă kilometrii au fost dați înapoi, dacă mașinile au avut accidente, dacă au fost furate, multe, multe alte chestii. Raportul costă foarte puțin, dar cred că merită să pierzi 50 de lei la o mașină, să afli care, nu știu, 100.000 de kilometri dați înapoi sau a avut accident și daune și din astea. În fine, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like. Dacă nu v-a plăcut, bineînțeles, un dislike. Nu uitați să dați un follow pe contul meu de Instagram, Ilie Ștefan Vlog. Și până data viitoare, v-am pupat. Bye, bye! Pș!